Bursa de reziliență se va acorda elevilor care au obținut cel puțin media anuală 7. Cuantumul bursei este de 300 de lei. Pentru a primi suma respectivă de bani, elevii cu medii mai mari de 7 trebuie să fie în primii 30% din clasă. Reprezentanții ministerului estimează că cel puțin 164.000 de elevi se încadrează în criterii. Elevii, dar și dascălii, cred că o astfel de măsură este binevenită și îi va stimula pe copii să învețe mai mult. Am avut elevi care se băteau pe note ca să obțină media aceea de 8,50 ca să ia bursele de merit. Deci ar fi interesați și poate așa mai mulți elevi ar avea grijă la note și la prezență, că bănuiesc că se va ține cont și de prezență, media aceasta peste 7 ca să poată lua bursele. Dacă se încadrează în 30% din clasă, eu zic că e în regulă să primească fiecare bursă, chiar dacă au media de 7. Consider că majoritatea copiilor trebuie să iau bursă. Nu se știe situația materială pe care o au, deci ar fi corect să primească tot. Sincer, da, odată ce a scăzut media și mai mulți elevi pot lua bursă, cred că s-ar pune pe treabă. De bursa de reziliență vor beneficia și elevii cu afecțiuni oncologice sau cronice, școlarizați pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni în cadrul școlii din spital sau la domiciliu.